Dragilor, urmează să vă recit un poem care a mai fost prezentat pe pagina asta. E semnat de Florin Iaru. Și voi mai citi din antologia asta minunată, în zilele ce vin, fiindcă am descoperit niște poezii de ale lui Florin Iaru pe care nu le știam și care m-au încântat. Cert e că poemul ce urmează, Aer cu diamante, este primul într-o serie importantă de poezii obzeciste care mi-au oferit un așa numit mindfuck. Aer cu diamante, de Florin Iaru. Ea era atât de frumoasă, dar atât de frumoasă, încât vechiul pensionar se porni să roadă tapiseria scaunului pe care ea a stat. În iarna curată, fără zăpadă, mașina uscată încercă să o ardă, dar ea de mult coborâse când s-a auzit închițitura. Șoferii mestecați au plâns pe volanul păpat, căci ea nu putea fi ajunsă. În schimb, era atât de frumoasă încât și câinii haleau asfaltul de sub tălpile ei. Atunci portarul își înghiți decorațiile când ea intră în casa fără nume, iar mecanicul sparse în dinți cheia franceză și cablul ascensorului ce o purtă la ultimul etaj. Paraliticul cu bene merenti începu să clefăie clanța inutilă și broasca goală prin care nu putea curge un cărucior de lux. Ei cu toții mâncară piciorul mansarde, ei cu toții mâncară țiglă când ea urcă fâlfâind pe acoperiș, când ea nu putea fi ajunsă. Meteorologul de pe muntele Golgota roase timpul, probabil, iar ultimul om în cosmos își devoră capsula când ea depăși sistemul terestru. Ce-ai să faci de acum în cer? Au întrebat-o cu gurile șiroind de regrete. Dar ea era atât de frumoasă încât a fost la fel de frumoasă și în continuare. Iar ei nu găsiră în toată lumea largă destule măsele, destule gâtlejuri în care să spargă, să macine, să îndese distanța care creștea mereu și restul cuvintelor până la moarte.